2011 a fost anul muncii fără forme legale. Cel puțin asta reiese din bilanțul reprezentanților Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj, care au depistat aproape 700 de oameni lucrând la negru. Inspectorul șef George Romanescu spune că amenziile aplicate în regimul relațiilor de muncă au fost și ele unele record, de aproape 40 de miliarde de lei vechi. Au fost depistați 336 angajatori care utilizau muncă la negru, având 638 de persoane fără forme legale angajare. Au fost aplicate 326 sancțiuni pentru utilizarea muncii fără forme legale în cuantum de 3.721.000. 6 dintre patronii prinși cu muncitori la negru s-au ales cu dosare penale. La firmele acestora lucrau ilegal mai mult de 5 oameni. Anul 2011 a fost unul negru și din punct de vedere al tragediilor. Accidentul de muncă de la uzina mecanică Sadu din primăvara anului trecut a fost de departe cel mai mediatizat incident. 15 oameni au murit în total anul trecut în accidente de muncă. În anul 2011, ITM Gorj a cercetat și înregistrat un accident colectiv cu 3 victime la UME Sadu, 6 accidente mortale, 3 accidente cu invaliditate, 7 evenimente mortale în afara muncii. Cauzele principale de producere a centrelor de muncă au fost următoarele: neutilizarea echipamentului individual de protecție a muncii, neefectuarea în timp util a unor operații indispensabile securității muncii. Aproape 70.000 de contracte de muncă figurau la finele anului trecut în evidența informatizată a Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj.